Am postat episodul anterior de Stumble Guys ca un fel de test să văd dacă o să vă placă și nu mă așteptam la un răspuns atât de wow din partea voastră. Efectiv, în primele minute s-au strâns peste 2-3.000 de like-uri instant și episodul în momentul de față a făcut peste 20.000 de like-uri, ceea ce, nu știu, m-a impresionat total. Vă mulțumesc din suflet pentru chestia asta și în episodul de astăzi vreau să vă fac și eu o surpriză vouă, pentru că voi mi-ați făcut mie surpriză data trecută, și să deschidem Epic Skin-uri o grămadă. Uitați-vă câte coins-uri avem aici sus. Vreau să-mi pice și mie o legendară și poate specială. La special avem șanse de 1% ca idee, deci șansa e destul de mică, dar cine știe, dacă e să fie cu noroc, poate... Legendară din prima, ce vorbești? Băi, băiatule, nu mă așteptam. Am dat la vrăjeală un spin. Ce e asta? Equip now. What? Ok, s-ar putea ca episodul de astăzi să fie cu noroc, dar fiți atenți. Dacă reușim la episodul de astăzi să batem recordul de data trecută de 20.000, să strângem 21.000 și dacă dați acum în primele minute peste 5.000 de like-uri, vă promit că voi cumpăra tot Battle Pass-ul. Da, ați auzit bine? Battle Pass-ul se poate cumpăra cu aceste chestiuțe, da? Deci pur și simplu le cumpere așa. Pentru că la final, ia uitați-vă ce avem aici, un emote care poate împinge alți playeri. Nu știu exact care-i faza cu chestia asta, dar sunt curios să aflu. Mi-a scris în comentarii că se poate. Eu vă spuneam că în jocul ăsta nu poți să împingi player, dar aparent poți dacă faci tot Battle Pass-ul. Nu știu exact care-i faza, dar apăsați acolo pe butonașul de like. Fiți atenți, eu nu mă uit cât apăsați voi pe butonașul de like. M-am întors cu spatele, deci am întors efectiv scaunul cu spatele. Nu mă uit când dați pe like. Aștept să apăsați. Ia să vedem. Gata, m-am întors cu scaunul și hai să începem trebușoara, frate, pentru că vreau să deschidem, bam, 10 din start, așa, adică începem în forță, ce să mai vorbim. Wow, ok, deci nu mă așteptam să-mi pice legendară din prima secundă, deci nici bine n-am pornit episodul și bam, legendară. Ce vorbești, mă? Uite, pe asta nu-l aveam, legendara roșie o aveam. Ok, hai să vedem ce pică. Pe ăsta nu știu dacă îl mai aveam, dar cred că trebuia să scrie duplicate dacă l-aveam sau nu. Ok. Interesant și ăsta, dar l-aveam deja că scria duplicate. Ha, mă, cu ceva șmecher rău de tot. Pe ăsta nu l-aveam. Ok, îmi place că îmi pică skin-uri pe care nu le aveam până acum. Asta e chestia pe care mi-o doresc. Mi-a picat din nou asta și, na, din păcate este tot duplicate. Ia să vedem. Uite speciala, frate, era chiar acolo. Adică uneori ești atât de aproape de o specială, dar tot nu-ți pică, știi? Duplicate din nou. Ha, mă, să ne pice ceva ca lumea, că nu se poate așa ceva. Ia uite, mă, mi-au picat două la fel, una lângă alta. Ce e asta? Vi s-a întâmplat și vouă să vă pice gen una lângă alta care sunt identice? Ok, o grămadă de duplicate-uri, dar astea s-au transformat înapoi în bănuți. Bun, hai să deschidem și de aici. O să-i dăm, bă, cred că dau 3, că nu mai am bănuți de ăștia. Și o să trebuiască să mai băgăm, pentru că altfel nu o să putem să deschidem Battle Pass-ul complet. Dar bă, mi-a picat epică din chestia asta. Glumești cu mine? Nu mă gândeam, adică rare or better. Bine, poate să spice, da. Ok, pe ăsta nu-l aveam. Așa, ia să vedem. Ăsta îmi place destul de tare și nu-l aveam. Ok, perfect. Hai să deschidem și free spin-urile, că nu le-am deschis. Deci sunt destul de fresh aceste free spin-uri. Poate să spice și de aici ceva ok. Uite, de exemplu, mi-a picat un rare. Adică, bă, până la urmă e mișto că chiar dacă nu vrei să dai niciun ban în jocul ăsta, jocul nu te obligă să dai bani neapărat. Deși chestia cu pinsul s-ar putea să fie așa un piculeț ciudată, pentru că dacă nu dai bani, nu poți să o iei din Stumble Pass. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Eu de obicei nu prea sunt de acord cu chestii de-astea care sunt mai pay to win, dar hai să vedem ce o să fie, că nu știu, habar n-am. Ok, niște gems. Da, deci nu sunt de cine știe ce, dar bă-s gratis, adică nu pot să mă plâng de faptul că mi le-a dat gratuit. Ok, hai să mai deschidem de aici încă 5 bucăți și după asta o să mergem să ne uităm la Battle Pass puțin, pentru că și acolo avem niște chestii de deschis. Și nu, e duplicate, da, că l-am mai văzut-o. Ok, ia să vedem. Ha, mă, uite asta ce mișto e, zici că e din backroom sau ceva. Bine, mi-a picat ăsta pe care nu-l aveam. Ok. Mamă, era la specială, voi ați văzut? Voi ați văzut că era specială fix lângă?
Vai de capul meu. Legendara! Și nu aveam. Nu aveam încă o legendară pentru episodul de azi. Băi, eu sunt mulțumit că nu-mi pică legendară așa. Bine, aș fi vrut și specială, dar na, până la urmă nu poți să le ai pe toate. Dacă îți pică legendară, tot e ok, zic eu. Bun, hai să vedem. Deci avem aici, uite, o am pe asta. Deci și pe asta poți să le dai. De ce să nu le dai până la urmă dacă ți le-a dat? Ok, ok. Ce-mi pică, legendară aia. Nici măcar. Oh, ok, nu-l aveam. Uite, și ăsta random skin. Common or better. Adică, bă, poate să-ți pice ceva foarte bun sau ceva common. Ceea ce nu e rău. Uite, common, ok. Nu aveam nici pe asta. Uite, random skin, rare or better. Aici deja e mai bine, aș putea spune. E mai bine. Dar cred că cel mai bine spică la alea epice. Deci alea pe care le dai cu acele coins. La alea o să spice chestia cea mai bună. Pentru că e epic or better la chestia aia, dar... Ia. Legendar? Nu. Rare. Ăsta l-aveam? Nu l-aveam. Ok. Bine, poți să dai claim și la chestiile astea. Nu știu, aparent nu pot să dau la asta. Nu știu de ce. Ok. Hai să mai dăm aici și după asta o să dăm mai multe la alea epice. Că alea par să fie cele mai bune. Pe ăsta nu l-am. Dă-mi-l pe ăsta. Yes, yes. Ba da, l-am. What? Nu țin minte să-l fi luat vreodată pe ăsta. Ok, și mai deschidem aici frumos. Bam. Și nu mai avem. Deci o să trebuiască să bag niște bani în joc astăzi dacă vreți să luăm tot ăsta. Hai să vedem. Sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like dacă vă place jocul și dacă mai vreți și alte episoade, că mi se pare prea șmecher. Îmi place în mare parte mai mult decât Fall Guys prin simplu fapt că e mai ușor. Adică în Fall Guys, nu știu, parcă era prea greu controlul și toate astea. Aici e super simplu totul. Și e mișto că poți să intri, te joci niște meciuri, bam, ai plecat. Adică nu e cine știe ce complicat. Mi-a dat eroare. Ok. Mi-a luat bani, întrebare, că nu m-am uitat. Ok, ce se întâmplă? Nu mai poți deschid. Gata, merge. Nu știu exact care a fost faza. Ați pățit și voi să vi se blocheze când vreți să deschideți. Speciala, uite cum era speciala acolo, glumești. Nu l-aveam nici pe ăsta, dar bă, vreau speciala aia. Hai, dă-i încă 10. Dă-i încă 10, mă, să vedem. Să vedem ce pică. Ursul ăsta nu l-aveam. Ok, grizzly. Îi mai dăm aici învârteala învârtelilor. Nici pe rege nu l-aveam. Ok, două pe care nu le-aveam până acum. Eu sunt bucuros dacă îmi pică numai de-astea pe care nu le-aveam. Eu sunt foarte bucuros. A trecut din nou pe lângă specială. N-am ce să mai comentez. Ține foarte mult de noroc. Adică dacă n-ai noroc în ziua respectivă, nu o să-ți pice specială. N-ai ce să faci. Dar rămâne de văzut. Încă nu ne-am oprit din spinuri. Ce mișto era aia. Ce mișto era legendara aia. Ok, ok. Special am trecut iarăși pe lângă ea. Ok, l-am duplicate pe ăsta. A, mă, dăm și mie ceva fain. Iarăși duplicate. Uite, de ce îți dă câteva ca lumea și pe aia îmi dă duplicate-uri o grămadă. Speciala, nu cred! Nu te cred! Nu te cred că mi-a picat speciala într-un final legendară. Wow, încă o legendară și specială! Ce vorbești, tăticule, că nu-mi vine să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred. Mi-a picat speciala, glumești. Glumești cu mine. Wow. Wow, wow, wow. Hai să luăm, deci fiți atenți, o să iau așa. Vreau să ajung până la final. Să vedem emote-ul ăla ce facem cu el. Așa. Că v-am zis că iau tot battle pass-ul. Eu mă țin de promisiune cu siguranță. Așa că trebuie să luăm până la final. Nu știu, 26 până la 30 practic trebuie să luăm. Ia să vedem noi. Jbank. Asta o să le dăm noi după asta. Claim. Deci am luat chestia asta de împingi playerii. Și dacă te duci la customize. Hai să băgăm speciala. Vă dați seama că bag speciala, nu? Adică cu asta jucăm acum. Wow. Wow. Ok, color. Poți să-i schimbi culoarea? Oare nu poți? Deci speciala exact așa cum rămâne, așa o vei folosi. Și cu asta dai. Sau cu ce? Da, cu asta cred că dai playerii pe jos, nu? Uite, o să mi-l pun în loc de GG. Nu știu exact care-i faza. Rămâne de văzut. Am și un taunt aici, dar nu mă interesează prea mult.
Ok, cred că o să fie destul de OP dacă chiar poți să dai playerii pe jos. Și o să mai deschidem câteva de astea. Încă 5 bucăți, după care ne băgăm la meci. Și după asta o să mai deschidem pe parcursul episodului. Deci stați aproape, stați aproape, fiți atenți la episod, pentru că o să mai deschidem. Mamă, era așa de aproape, dacă îmi picau două speciale în episod de azi, cred că săream pe aici prin cameră. Legendara aia care îmi place mie, nu, nu mi-a picat din păcate. Săream prin cameră de bucurie dacă îmi pica. Nu pot să cred cât de aproape am fost să-mi pice din nou special, dar era aceeași specială. Era aceeași specială, nu ar fi făcut o diferență foarte mare, nu cred. Ok. Ha, mă, că am avut noroc episodul ăsta, nu pot să mă plâng. De ce să mă plâng? Că n-am motiv. N-am motiv să mă plâng, ok? Hai să băgăm match și să vedem ce se întâmplă. Avem și speciala. Nu știu cum se folosește emote-ul ăla. Habar n-am cum se folosește, dar vedem împreună, da? Așa, și cred că episodul de azi merită toate like-urile din partea voastră, pentru că am luat și Battle Pass-ul full și pentru că am deschis o tonă de chestii și ne-a picat și legendare o grămadă și pe lângă legendare ne-a picat... Ia, cum faci, mă, cu emote-ul ăsta? Deci, uite, am emote-ul. Da, mă, l-am dat pe ăla pe jos! What? LOL, uite cum se împiedică toți! Ok, nu e chiar... Uite, vezi, da, cum ar veni, intri prin alunecare, ca la fotbal, știi, când te duci să dai un... să iei mingea de la cineva, intri prin alunecare. Nu poți să-l împingi ca în Fall Guys, dar poți să-l faci să se împiedice. Uite că mai e cineva care are. LOL! Ok, nu e atât de OP pe cât mă așteptam, deci e ok, nu aș putea spune că e pay to win neapărat. E un pic, ok? Dar nu e atât de rău ca în Fall Guys, unde te ține, efectiv te ține și mai poți să pleci de acolo și pe aia te aruncă în afara meciului. Deci, nu știu la ce ar putea să fie folositoare chestia asta, vă spun cât se poate de sincer, pentru că, până la urmă, e o chestie așa, intri prin alunecare și îl dai pe ăla pe lângă, dar până la urmă poți să te împiedici tu de faza asta și să o încurci. Depinde de stage. Cred că o să conteze foarte mult stage-ul. Uite, aici la fotbal, s-ar putea să fie folositor, nu sunt sigur. Hai să vedem, mamă, dar îmi place skin-ul ăsta, frate, special ninja. E mișto rău de tot. Ia. Deci uite așa, intri prin alunecare. Ok. Hai cu golul, că nu-s atenți. Nu! Uite că au mingile aici. Ok, ok. Nu. Așa, bravo, două spre poartă, bravo băiatul, bravo. Ai, golul meu. Asta e golul meu, ați văzut? Ia, uite, vezi cum intri prin alunecare. Deci e fix manevra aia de la fotbal. Ok, să încercăm să o scoatem de aici, că nu e ok. Și aici poți să le dai fault. Deci poți efectiv să le dai fault și nu există arbitri sau ceva. Deci. Ok, bun, două acolo. Aia zic, aia, nu. Nu, că n-au portar. Dați-o bine. Ai. Al doilea gol al meu. Mamă, și e 3-0. Mamă, ce bine am jucat. Deci, uite, asta e mișcarea, o vedeți? Nu poți să împingi pe cineva, poți să-l faci pe cineva să împiedice. Asta e faza. Ok. Uite, de exemplu, o să încerc să-l fac pe ăsta să împiedice, să vedem. Dar nu poți să o dai în continuu, nu poți să o spamezi. O dai și pe aia aștepți vreo câteva secunde ca să o dai iarăși. Deci nu e chestia că poți să spamezi mișcarea asta, știi? Oh. Bine, bravo. Asta e. Perfect, mama, am jucat meciul ăsta foarte bine. Foarte bine am jucat meciul ăsta. Hai că sunt pregătit. Ok. Yes, bravo, 1 la 5. Ia, uite, vezi? Intre așa, ia. Stai să mă stau lângă ăsta să vedem cum dă. Ia uite, ai văzut? Sare în sus, ăla se împiedică, pică pe jos și mai are control o parte a caracterului. Adică sunt sigur că durează 2 secunde maxim, dar poate alea 2 secunde contează, știi, dacă vei câștiga meciul sau nu. Acum nu știu, scrieți-mi voi în comentarii dacă vi se pare pay to win faza asta sau nu. Rămâne de văzut, nu-mi place stage-ul ăsta sub nicio formă. Aveți voi vreo strategie specială la stage-ul ăsta? Pentru că eu nu știu dacă am. Adică strategia ar fi să stai pe aici, dar uite, faza e că stau și alții pe aici, știi? Adică nu ești tu cel mai avantajat stând pe lângă copaci, în niciun caz. Că uite, vine și ăsta încoace și care-i primul, practic, știi? Uite, dacă stai aici, după asta când pici, trebuie să pici într-o zonă în care nu a fost mâncată de cineva. Zic mâncat, adică
luat așa, efectiv. Și acum toată faza este să aștepți să pice ceilalți. Problema e că noi acum suntem sus și dacă nu ești atent unde pici, ceilalți au mâncat deja din zona de jos. Și uite, vezi? Foarte ușor poate să te dea cineva fix jos, jos de tot. Ok. Ok. Asta e singura noastră șansă să sărim aici. Sunt foarte buni băieții ăștia, pentru că de obicei la final aici mai erau multe de astea. Dar n-am avut șansă, n-am avut șansă. Mamă, cum am picat aproape toți deodată, glumești cu mine. Din păcate, n-am câștigat, dar a fost un meci foarte bun, ne-am descurcat bine la fotbal și chiar am fost surprins cât de bun a fost meciul ăsta. Și asta e fața, că nu contează neapărat să primești victoria aia, pentru că până la urmă primești oricum chestii de genul ăsta. Hai să mergem aici și să mai deschidem, pentru că mai avem și epice pe pass-ul ăsta și de ce nu, să le folosim. Ia, ce-mi pică, ce-mi pică, legendara asta, te rog, nu. Asta nu cred că l-am, ba da, l-am. Wow, deci de foarte multe ori mi se pare că l-am, dar nu l-am. Uite, deci astea eu le dau și mi-i zice că le-am luat deja, dar cum, când să le iau deja? Deci când mă duc pe astea, nu știu, e ceva bug. Jocul ăsta are niște bug-uri, ok? Cred că le-ați observat și voi. Dar un bug foarte nasol a fost când mi-am luat oferta de 50 de euro și nu mi-a dat speciala garantată. Mi-a picat acum o specială, dar mi-a picat fix din norocul meu. Dar speciala garantată care trebuia să-mi pice la ăla de 50 de euro nu mi-a picat, frate, deci nu mi-a picat. Ia. Ok, ăsta e, legendara, te rog, te rog. Nu, ce mișto era. Ce mișto era legendara aia, frate. Glumești. Glumești cu mine, așa ceva. O să mai deschidem de aici, pentru că ia uite ce tare e legendara aia. Pentru că până la urmă, dacă tot a fost să le primesc pe astea din pass, hai să le primim. Și mai avem și de-astea de luat de aici. Collect stars on Legnus. Ce? Ok, acum îmi zice că n-am dat unlock la astea. What? Deci asta vă zic, e băguit rău de tot. E băguit rău de tot. Collect stars to unlock new tiers. Da, deci observați? Ce bug ciudat. Ok, hai să mai deschidem încă 3 bucăți de-astea. Așa special pentru voi, că știu că astea vă plac cel mai mult. Asta poate să-ți pice cel mai mișto chestii din ele. Uite, pe ăsta nu-l aveam. Ok. Hai să vedem, hai să vedem. Speciala, speciala era acolo, ce mișto era. Aș fi vrut eu două speciale în episodul de azi, dar n-am bafta aia. Adică, bă, totuși trebuie să te mulțumești cu ce ți-a picat, ok? Adică nu poți să te plângi. Nu poți să te plângi când ți-a picat o specială și atâtea legendare într-un episod. Adică, nu, eu nu mă plâng, ok? Eu sunt foarte bucuros. Hai să mai dăm astea și pe asta ne băgăm la încă un match. Că până la urmă vreau să văd dacă pot să și câștig un match în episodul de azi. Și v-am zis, pe parcursul episodului vom mai da spinuri de astea. Adică când terminăm un match, ba mai băgăm niște spinuri. Având în vedere că ne-am jucat un match cu această specială, hai să ne jucăm și cu ceva legendară. Că până la urmă mi-au picat legendare, nu-i nouțe. De exemplu asta. Mi se pare destul de tare. Hai să-i dăm... Poți să schimb culoarea, oare? Uite, vezi? Zice că poți să schimb, dar nu poți. Doar la caracterele normale poți. Bun, îi dăm aici pe play și hai să începem un nou match. Să vedem ce ne poate... Sau ce se poate întâmpla. Că nu ne poate pica nimic într-un match. Bun. O, da, știu runda asta. A, și apropo, m-am jucat pe Steam Deck jocul ăsta... Și merge la perfecție, frate. Deci merge la perfecție cu controllerul. Eu pe calculator mă joc de pe tastatură. Dar pe Steam Deck te joci de pe controllerul Steam Deck-ului, practic. Și merge la perfecție. Deci dacă vă luați Steam Deck și vreți să vă jucați jocul ăsta, n-aveți probleme. N-aveți probleme. Ia uite, bă, ce mi s-a întâmplat. Ok, ok, e bine, e bine. Bun. Sărim pe aici, sărim pe aici, ca să nu ne aglomerăm foarte, foarte mult. Perfect. Hai că ajungem și noi. Da, am ajuns printre primii, dar până la urmă e important să te califici, că după aia... Na. Ia uite-l pe ăsta ce s-a dus, săracu. Mamă, de e foarte nasol să sari și să nu-ți calculezi la perfecție și să pici din greșeală pe lângă. Asta e cea mai nasolă chestie în jocul ăsta, dar până la urmă te descurci. Așa.
Ia să vedem noi ce reușim să facem în continuare. Hai, vreau să câștig meciul ăsta. Îmi doresc meciul ăsta să fie al meu câștigător. Și cred că putem. Mamă, ce... Oh, nu. O să fie dificil. Trebuie să ai grijă de bombițele astea și să nu pici exact pe bombiță de asta. Încerc să-i dau pe ăștia de aici. Ia că îi dau cu ăsta. Opa! Vezi, l-am dat pe jos pe ăla, dar nu-l dă permanent pe jos. Adică îl dă așa puțin, uite. Dar pot să-l împing în apă, cred că. Dar pot să pic și eu în apă. Deci aici trebuie să am grijă foarte mare. O să fie foarte nasol când toată lumea o să aibă abilitatea asta și chiar trebuie să te ferești de toată lumea. Bă, și nu mi-am luat și eu trail de ăla. Uite ce mișto ăla. Are ceva cu foc. De vezi, eu dau așa, intru prin alunecare, dar posibil să pic și eu. Deci trebuie avut un piculeț de grijă. Ok. Uite, pot să-l împing în apă. Vezi? Hai, du-te acolo. Ok. Și arată că ai folosit abilitatea, știi, ca să știe ceilalți. Ok. Du-te în apă. Nu pe mine! M-a luat în brațe ăla! M-am calificat. M-a luat în brațe? Stai, e altă abilitate pe care nu o știu eu? Bă, mă luase în brațe, ca pe Fall Guys. What? Ok, sunt un pic confuz, am să mă uit după asta. Uite ce se lăguiește ăla. Am să mă uit după asta să văd care-i trebușoara. Poate n-am luat abilitatea corectă din pass? Chiar am să mă uit să văd. Și poate mi s-a părut mie că e corectă. Habar n-am. A, mă, fai de mine ce urât am picat. Te induc în eroare astea. Ok. Uite cât de nasoale sunt astea pe aici. Repede. Aia s-au dus deja o grămadă în fața mea. Am fost eliminat din păcate. Hai să vedem cine a câștigat. Băiatul ăsta a câștigat. Sebi, bravo Sebi. Și hai să vedem abilitatea. Deci vreau să mă uit să văd care e șmecheria. Poate am încurcat eu abilitățile, mă. Și am crezut că aia e de fapt. Stai, mă uit acum. Deci mă uit pe pass. Da, mă, aia e. Asta e aia pe care o primești la Kick Other Players. Este alta pe aici pe care n-am văzut-o eu. Taunt animation. Asta e doar taunt. Cum a luat-o la brațe? Explicați-mi vă rog cum se poate face chestia asta, că habar n-am. Uite, acum merg astea din nou, ca prin magie. Ok. Legendară, asta e a mea. Legendară, asta e a mea. Yes, încă o legendară pentru noi. Bă, frate, câte legendare am luat în episodul de azi. Glumești cu mine? O specială și atât de multe legendare. Ce ne facem când nu mai avem ce să mai luăm? Încă o legendară. Da, era prea de tot. Ce ne facem când nu mai avem skin-uri, efectiv? Ce mai deschidem? Bine, trebuie să așteptăm probabil să bage skin-uri din nou, dar... Ok, hai să luăm și ăsta. Hai să deschidem asta, dacă tot avem. De ce să ne consumăm coins-urile când avem spin-uri gata plătite, cum ar veni? Ok, nici pe ăsta nu l-aveam, nu țin minte. Bun, ce mai avem pe aici? Ăsta... Asta de sus sunt mai bune. Dar știți că data trecută când am încercat îmi zicea că n-ai deschis încă suficiente de astea. Dar toate sunt deschise, adică ce vorbim aici? Ok, ăsta l-aveam 100%. Sau? Aveam o variantă a acestui skin. Sunt unele variante, gen e un skin care evoluează, știi? Pe legendar arată mai bine și tot așa. Și special le-am văzut că tot așa sunt niște skin-uri pe care poți să le iei normal, dar specialele strălucesc așa într-un fel anume. Bun. Hai să luăm și ăsta. Ok. Și bagul ăsta cu... Ai luat deja acest reward când nu mi l-a dat. Da. Legendara era departe, dar oricum am luat legendara aia. Bun. Animation. Poți să schimbi animația de fugit a caracterului? O să mă uit. Epică. Sau rară? Rară. Ok, o aveam de asta? Nu aveam. Credeam că o aveam deja. Bun, random skin, luăm și pe ăsta de aici. Și ne băgăm imediat la un match nou-nouț. Am să mă uit prin abilitățile alea, să văd ce am eu pe acolo. De curiozitate, uite ăsta e mișto. Ce tare e, mi l-a dat.
Ok, bun. Hai să ne uităm puțin la customize. O să schimbăm și skin-ul, pentru că vreau să mă joc cu alt skin. Cred că o să mă joc cu astronautul ăsta legendar. Și hai să vedem emoțurile. Deci ai taunt. Taunt așa. Ok, deci astea sunt simple taunturi, iar cu ăsta dai pe jos. Și vreau să văd... Ia o secundă. Da, eu nu știu cum a luat ăla. Deci habar n-am. Animations. Cred că mai degrabă o iau pe asta. Și aici schimbăm, uite, focul pe care l-avea băiatul ăla. Cred că o să-mi pun baloane de-astea, mai degrabă. Și de-astea sunt chestiile pe care le mai să le poți să le folosești. Bun, hai să băgăm încă un match. Îmi place foarte mult jocul ăsta. V-am zis, am început să vă joc și în timpul liber. Și m-am uitat când m-am jucat eu prima dată jocul ăsta. Și l-am jucat când am făcut un review la o tabletă. Cred că acum vreo 2 ani de zile sau ceva de genul ăsta. Și mi-a venit să cred, știi? Că acum 2 ani de zile când l-am jucat eu, nu era atât de popular. Dar mă, dacă te uiți pe Play Store, ai să vezi că e gen unul dintre cele mai populare jocuri de pe Play Store. Și asta zic, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu jocul ăsta, dar efectiv a bubuit. Și mă bucur pentru că, pe bună dreptate, jocul chiar e bine făcut. Uite, bă, e cineva care vrea să-mi dea cu ăsta, ia. Uite așa. Uite, vezi că și el face. Aici i-am dat pe toți pe jos, ați văzut faza asta? What? Ia. Opa! Deci când sunt foarte mulți unul lângă altul, poți să-i dai pe toți pe jos. Ceea ce mi se pare destul de amuzant. Ok. Ar trebui să ai grijă pentru că, uite, aici am cam încurcat-o puțin. Și deja sunt foarte mulți în fața mea. Sper că nu sunt suficienți cât să nu ajung și eu la final. Și aici faci săritura peste chestia asta, că e destul de simplu și gata. Easy. Easy GG. A, mă, facem și noi un win? Eu am mai făcut win-uri off-camera, știi, dar nu pot să filmez de fiecare dată când mă joc. Că, uite, de exemplu, poate stau efectiv și mă joc pe Steam Deck și mă relaxez, nu știu, stau pe canapea și mă joc, știi? Nu pot să filmez fiecare moment și asta e, până la urmă, nu contează. Dar ați văzut acolo că s-a mărit numărul de wins. Și nu știu dacă pe jocul ăsta există cheateri. Pe Fall Guys, deși are sistem de la de anti-cheat să nu cituiască lumea și nu știu ce, există cheateri. Deci efectiv era unul care zbura pe lângă mine, adică era o chestie de genul ăsta. Băi, cât m-am jucat ăsta n-am văzut, sincer să fiu. Deci chiar n-am văzut. Spuneți-mi voi dacă există, dacă ați văzut oameni care cituiesc, care au hack-uri și tot felul. Dar personal, ouleu, ce era să pic. Ouleu, ce era să pic. Personal n-am observat. Ok. Ia boosturile astea, că-ți bagă viteză destul de mare. Și trebuie să fim 8 care ajung. Asta e șmecheria, asta e șmecheria. No! Hai că am avut și șmecheria, dacă e. Gata! Ne-am calificat. Deci la runda asta te califici dacă treci prin cerc. Și păi ajungi în apă și nu mai știi unde ești. Ok. Deci de multe ori mi se întâmplă chestia asta. Voi ajunge până la ultima parte a jocului, că sunt 3 runde. Păi și la ultima parte nu reușesc. Nu știu, aveți și voi problema asta? Gen la, păi, la ultima parte nu reușesc. Avoid the lasers. Hai să vedem runda aceasta dacă reușim să sărim peste lasere și să nu o încurcăm. Cred că o să mă mai joc cu skin-ul ăla. Cred că meciul următor băgăm încă un match cu speciala, frate. Dacă tot mi-a picat speciala, zic că merită. Merită să mai avem încă un match cu speciala. Haide. Ușurel, ușurel. Ușurel, ușurel, că o încurcăm altfel. De cât de multe sunt. Bun. Ia asta, mă. Ia că pot să le fac șmecheria asta la ăștia. Okay. Uite, vezi, le faci degeaba, că până la urmă nu o să se împiedice exact unde vrei tu. Și dacă le faci lângă lasere, te duci și tu în laser. Adică, nu știu cât de afacere e. Doar să împingi. Uite, m-a prins un laser. Doar să împingi și să împingi oarecum în afara hărții. Cred că asta e singura șmecherie dacă vrei să faci ceva. Dar am primit aici trofee. Chiar scrieți-mi în comentarii câte trofee ați făcut voi la jocul acesta, pentru că știu că sunteți unii dintre voi care vă jucați de foarte mult timp. Dar vreau să-mi iau skin-ul ăla special, să mă joc cu el. Uite, clownul aș fi vrut. Ok.
Hai să dăm convert aici și să schimbăm la customize, vreau la legendary. De vezi, ți-o pune tot la legendary, nu există zonă specială pentru aceste speciale. Adică nu ai categorie specială, la asta mă referam. Pe când la celelalte ai common, rare, adică nu știu de ce n-au făcut o categorie specială și la specială. Ok. Hai să vedem. Mi se pare interesant totuși în jocul ăsta faptul că orice rundă poate fi runda finală. Pe Fall Guys aveai anumite runde care erau specific runda finală. Adică nu puteai să ai runda, nu știu, pe care ți-o dă la începutul jocului să fie runda finală decisivă. Aici oricare rundă poate fi runda finală, oricare nivel. Și cred că asta e mult mai mișto, pentru că nu știi niciodată ce o să-ți pice la final, nu ești niciodată pregătit sau antrenat 100%, că nu poți să le știi pe toate perfect, perfect. Și astfel, eu zic că e mai mișto. Asta este părerea mea, cel puțin, din ce am înțeles și Fall Guys o să devină gratuit, dar o să fie pe Epic Games gratuit. Rămâne de văzut, dacă o să fie interesant și ăla, poate îl reîncercăm, poate facem revizitare și acolo. Habar n-am ce o să bage și în el, pentru că nu m-am mișcat de când făceam episoade de atunci. Dar până una alta, mi se pare că Stumble Guys e chiar șmecher. Hai mă, una mișto. Asta, un pic de noroc ai nevoie la asta, știi? Și mai ales că acum o să fie doar 8 care o să se poată califica. O să fie mai greu. Uite-te și tu, nu se poate așa ceva. Deci n-ai cum să treci de ei, aglomerație maximă. Ok. Nu știu dacă să mă calific aici, sincer să fiu. Totuși îmi place faptul că nu e chiar atât de avantajoasă chestia aia cu împinsul aici. Cel puțin nu în felul în care am folosit-o eu. Dacă voi aveți alte tactici și asta, puteți să mi le spuneți. Tactici de folosit emote-ul ăla, dacă i-ați dat în loc. Ăla a vrut să sară prin toate alea, ce a vrut să facă, că nu știu. Ok. Nu s-a calificat nimeni încă, surprinzător, nu știu exact. Bun, yes, m-am calificat. Deși am avut un start nasol, m-am calificat destul de bine, uite ce face ăsta. Da, de asta m-am calificat, că oamenii sar pe lângă. Trebuie să ții o viteză mică aici. Adică gen, dacă te duci cu viteză maximă drept înainte, vei ricoșa în momentul în care se curbează toată treaba asta, știi? Trebuie să mergi ușurel. Ușurel, că e mai bine. Mamă, ce rundă e asta? N-am jucat niciodată până acum. Ok, nu știu runda asta. Vă zic cât se poate de sincer că habar n-am runda. Trage cu bile de foc. Nu știu ce e asta, tăticule. Ce e asta, frate? Ok, ăștia știu scurtături, nebunii. Eu nu prea știu de-astea. No, nu cred. Ce tare-s balonașele alea, vedeți când merg? E mișto că ai nivelul de customizare e destul de mare. Dar uite, vezi, aici nu poți să treci. Trebuie să aștepți să treacă lava. Ok. Sunt unii care s-au dus înainte sau ăștia suntem toți? Am vrut să-l împing, dar tot eu mă duc, vezi? Deci nu e cine știe ce afacere chestia aia să zici că e super avantajos să ai emote-ul. Nu pot să zic că e așa. Sincer. Ok. Ok. Dacă ar fi greșit aici, aș fi putut să câștig, dar n-a greșit din păcate și m-aș aruncat. Wow, wow, ce sfârșit de episod, oameni buni. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade cu Stumble Guys, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Foarte, foarte șmecher jocul. Și cine știe ce alte chestii o să mai luăm până... Uite, uitați-vă puțin, am făcut și 8. Până data viitoare... O să vedem. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!